Oamenii când se pocăiesc, se pun pe împăcare. Și în mod direct, și în mod indirect. Iar dacă asta nu se întâmplă, pocăința n-are nicio acoperire și nicio dovadă. Ascultați-mă, frați și surori, să fii pocăit și să invidiezi, să te cerți și să nu te împaci, să nu-ți rezolvi problemele. Credeți-mă că aia nu e pocăință nici din Biblie și nici din afara Bibliei. Oameni, ascultați-mă, fraților, cu dreptatea nu se împacă doi oameni. Nu, cu dreptatea nu se împacă doi oameni. Cu dreptatea pe unul îl bagi în pușcărie, asta da. Dar dacă nu vrei să-l bagi pe unul în pușcărie, atunci nu vei folosi dreptatea. Când îți ierzi copilul, calci dreptatea. Că altfel îi dai până Luca. Te răcorești. Subiectele epistolei sunt următoarele. Filimon avea un sclav pe care îl chema Onisim. La un moment dat, Onisim a fugit, a evadat și ca să nu mai fie găsit, s-a dus la Roma, în marea metropolă, să fie pierdut. Acolo a făcut lucruri în care a încălcat legea, drept pentru care a fost pus în închisoare. În închisoare l-a cunoscut pe Pavel, care era în închisoare. Pavel i-a predicat Evanghelia. Onisim s-a pocăit. Pavel l-a luat pe lângă el ca pe un ucenic și l-a crescut în credință. A aflat povestea lui și povestea lui Filimon, pe care îl cunoștea. Și atunci scrie această scrisoare, ca să împace doi oameni certați, pe un businessman care a avut un rob pe care l-a cumpărat cu bani, iar robul a fugit. Și businessmanul a fost păgubit. Înțelegem, deși nu este explicit, e doar implicit, ascuns în text, faptul că Onisim, când a plecat, a luat ceva, probabil ceva bani sau bunuri materiale, că Pavel face referire la treaba asta. Și acum Pavel scrie scrisoarea asta către Filimon și pledează ca să-l primească înapoi pe Onisim, dar nu ca pe un rob, cum a fost cândva, ci ca pe un frate. Are o încărcătură emoțională profundă, cartea. Seamănă cu o poveste de dragoste, dar nu de dragoste eros, adică dragoste între bărbați și femeie, ci dragoste între oameni. Aici e vorba de trei bărbați. Unul, apostolul Domnului. Probabil că amândoi dintre cei doi certați fuseseră convertiți la predica lui sau la predicile lui. Un businessman păgubit de o slugă pe care a cumpărat-o, era proprietatea lui și care a fugit să devină liber. Și acum Pavel îi spune, du-te la stăpânul tău, dar stăpânul tău va fi fratele tău, nu va mai fi stăpânul tău. Și el îi scrie scrisoarea lui Filimon ca să-l pregătească, să-l primească înapoi pe Onisim, dar cu un alt statut. Am fost foarte impresionat de atitudinea lui Pavel. Un om bătrân, un om închis, înainte să moară, vrea să împace doi oameni certați. Noi suntem în libertate și nu ne punem mintea să împăcăm doi oameni certați. Uneori sunt rudele noastre și nu ne facem timp să împăcăm doi oameni certați. Și Pavel manifestă atâta interes de nu mai știind că-i pocăit, îți explici cum de a făcut atâta efort pentru doi străini. Oamenii când se pocăiesc, se pun pe împăcare și în mod direct și în mod indirect. Iar dacă asta nu se întâmplă, pocăința n-are nicio acoperire și nicio dovadă. Ascultați-mă, frați și surori, să fii pocăit și să invidiezi, să te cerți și să nu te împaci, să nu-ți rezolvi problemele. Credeți-mă că aia nu e pocăință nici din Biblie și nici din afara Bibliei. Uitați-vă, vă rog, la apostolul Pavel, cum încearcă să-i împace pe acești doi oameni. Este magistrală scrisoarea lui. Încă unul dintre titlurile pe care le aveam în minte să le pun este diferența între autoritate și modestie.
Și acestea sunt limitele pendulului în viața lui Pavel, care apelează la Filimon într-o manieră pe care Filimon nu poate refuza. Dar haideți să vă spun ce m-am gândit să vă spun. În primul rând, aș vrea să remarc particularitatea acestei epistole. Epistola către Filimon este o excepție de la toate cărțile Bibliei, pentru că este una personală la nivelul de a fi individualistă. Ea conține îndemnuri individuale pentru o singură persoană și nu are nicio legătură cu ceilalți. Nu mai întâlnim o astfel de carte în Scriptură. De pildă, cărțile din Noul Testament nu se potrivesc deloc cu această epistolă din acest punct de vedere, pentru că, de pildă, cartea către Romani, prima epistolă din Noul Testament, prezintă îndreptățirea păcătosului, se referă la păcătoși în general, la oameni, și la justificarea prin Hristos. Corintenii vorbesc despre adunarea lui Dumnezeu, despre cum să te comporți acolo și despre darurile duhovnicești. Efesenii vorbesc despre poziția celor mântuiți în Hristos și despre chemarea lor de a fi o mărturie pentru noi convertiți și pentru lume. Colosenii primesc epistola lui Pavel în care, sau prin care el îi îndeamnă să-și îndrepte privirile spre cer și să neglijeze lucrurile care le fac rău de pe pământ. Și în general, toate epistolele din Noul Testament tratează comunități, tratează creștinii la modul general, surprinzând anumite aspecte care se potrivește pentru toți creștinii. Epistola lui Filimon este absolut personală, îi scrie unui om cu privire la omul acela, fără să îi spună să facă ceva în biserică, să spună altora și lucrul acesta să-l spună și altora pentru alții. Aș vrea să predica mea să surprindă, deși ea se pretează să surprindă mai multe lucruri sau activitatea mai multor persoane implicate, dintre 12 cei 3 sunt proeminenți, însă aș vrea să surprind atitudinea lui Pavel, pentru că este de-a dreptul magistrală. Așa de tare m-a impresionat, Pavel îi vorbește lui Filimon și refuză să-și folosească autoritatea pe care o are de apostol, de prieten, de mentor, ci dimpotrivă alege să-și folosească dragostea și umilința. Spune el aici în versetele 1 și 2, unde este prezentat expeditorul și destinatarii, Pavel întemnițat al lui Iisus Hristos și fratele Timotei, aceștia sunt expeditorii, către, și aceștia care urmează sunt destinatarii, prea iubitul Filimon, tovarășul nostru de lucru, către sora Apfia, către Arhip, tovarășul nostru de luptă, și către biserica din casa ta. Priviți, vă rog, primele două versete stabilesc expeditorul și destinatarii. Dar apostolul Pavel spune următorul lucru. El îl numește pe Timotei fratele Timotei. Timotei era un tânăr, iar Pavel era un bătrân. Timotei era un predicatoraș, iar Pavel era apostolul neamurilor. Timotei era un necunoscut, iar Pavel era proeminența iudaismului și acum și a creștinismului. Și Pavel scrie fratele Timotei. Un bătrân, referindu-se la un tânăr, spune fratele Timotei. E ca și cum eu aș spune, nu știu la cine să mă uit, să mă uit la Jean, la Denisima, și să vă spun despre ei, fratele Jean, Pecura și fratele Denisima. N-aș putea să le spun Jean și Deni, vârsta îmi permite, poziția eclezială îmi permite. Ce motive am să le spun fratele Deni și fratele Jean? Nu cumva educația, bunul simț, buna creștere, respectul, exemplu, modelul,
Asta este scris în Scriptură și noi pretindem că de aici ne luăm principiile de viață. Nu fac referire la moda americană că îl desfințează pe dumneavoastră, eu fac apel la bun simț, fac apel la omenie, fac apel la a ști să-i respecti pe cei din jur. Noi avem impresia că dacă suntem frați, nimic nu mai contează, dar știți de ce avem impresia asta? Știți, nu vreau să vă spun eu. În smerenia sa, Pavel nu surprinde diferența dintre ei doi, diferență care îl îndreptățea să se exprime aproape oricum, ci folosește un limbaj care peste 2000 de ani este exemplu pentru noi. Ascultați-mă, fraților, să nu mi-o luați în nume de rău, dar eu ori vă spun adevărul, ori stau pe bancă. Credeți-mă că devenim din ce în ce mai seculari, adică mai lumești, și în limbaj, și în atitudine, și în felul în care relaționăm, și în felul în care ne rezolvăm problemele. Și orice predică care surprinde un pasaj din Scriptură ne cheamă să ne întoarcem și să devenim duhovnicești, să devenim biblici, nu lumești, și nici creștini seculari, să devenim biblici, că dacă nu suntem biblici, nu putem fi pocăiți, decât numai dacă suntem biblici, biblici în detalii și biblici în principii. Nu vreau să fac un caz despre fratele Timotei, însă Pavel se adresează lui Filimon și primul lucru pe care îl face este să-i valideze meritele. Și spune, avem mare recunoștință și mângâiere datorită dragostei tale, frate. Dragostea ta ne pune în situația să te admirăm. Îți mulțumim pentru dragostea ta, frate. Frate, îți mulțumim pentru dragostea ta, pentru lucrurile care le faci din dragoste. Îți mulțumim, frate, îți mulțumim. Nouă ne e teamă ca să nu se mândrească oamenii dacă le mulțumim. Așa de multă grijă avem de ei să nu se mândrească, încât trecem drept niște persoane care nu mulțumim. Și nu vă spun ce impresie avem despre oameni de genul acesta. Mulțumesc, spune Pavel, mulțumesc pentru dragostea ta, fiindcă inimile sfinților au fost înviorate prin tine. Cunoașteți inimile unor copii înviorate prin cineva de aici? Cunoașteți inimile unor tineri, ale unor bătrâni, ale unor adulți, ale unor familii înviorate prin cineva de aici? V-a trecut vreodată prin cap la o sărbătoare, măcar dacă nu oricând, să scrieți un card sau să scrieți un text message în care să spuneți așa: frate, vreau să-ți mulțumesc, fiindcă copiii de la Biserica Betania au fost mângâiați prin tine, pentru că tinerii, pentru că familiile, pentru că frații, pentru că exemple, pentru că vreau să-ți mulțumesc, frate. Niciunul dintre noi nu ne simțim responsabil de treaba asta. Le merităm pe toate, fără obligația de a spune celor care nu primesc nimic, ci o fac din dragoste și cu osteneală: mulțumesc frumos. Un om din închisoare, care urma să fie ucis, dă o lecție de bun simț, dă o lecție de maniere, dă o lecție de duhovnicesc, dă o lecție de sfințenie, dă o lecție de împăcare. Bătrânul Pavel, extraordinar omul ăsta, el validează meritele lui Filimon. Când întâlniți un om care merită, validați-i meritele. Validați-i, spune: apreciez că ai făcut asta. Apreciez. Asta înseamnă ai văzut și ai apreciat ce a făcut. Când le validezi, omul ăla se va strădui să mai facă, pentru că l-ai mângâiat când l-ai validat. Și va repeta treaba aceea. Noi nu știm decât să-l pocnim sau să-i zicem: bă, ești la fel ca mătamarea, la fel ca tactomare ești.
Știm să criticăm, știm să facem reproșuri, știm să lovim cu vorba, dar nu știm să folosim metoda elegantă a validării. Apreciez foarte mult ce ai făcut. Care dintre noi nu se simte bine când altcineva și-a făcut timp să vadă că am făcut și noi un bine și confirmă, validează? Dacă undeva se potrivește ideea asta, se potrivește în familie. Când duci o floare, validezi. Când spui ce bună e mâncarea, validezi. Când o lauzi sau îl apreciezi, validezi. Dar ne-am obișnuit după 40 de ani de căsătorie, ce mai atâta validare? Noi, prin felul în care ne comportăm, demonstrăm că din căsătoria noastră n-a mai rămas decât... Ne este jenă să ne ținem de mână la bătrânețe. Păi, dar nu-i nevasta mea și la bătrânețe și la tinerețe? Ba da. Noi iubesc eu și la bătrânețe și la tinerețe? Ba da. Păi și atunci de ce să-mi fie mie rușine să-mi țin soția de mână? Ce importanță are câți ani am? Tot eu sunt oameni buni. Tot eu sunt. Eu am îmbătrânit, dar tot eu sunt. Ce dacă îmbătrânești, nu mai ți-e foame? Ce dacă ai îmbătrânit, nu-ți mai vine apă în gură când vezi pe cineva că mușcă dintr-un măr? Ba da. Apostolul Pavel folosește metoda sandwich-ului, remarcând calitățile lui Filimon. Și el spune, mulțumesc Dumnezeului meu și mi-amintesc totdeauna de tine rugăciunile mele, pentru că am auzit de dragostea ta, mă băiatule, am auzit de dragostea ta și am auzit și de credința ta, pe care o ai față de Domnul Iisus și față de sfinți. Am auzit și eu, și eu când aud despre cineva că face un bine, eu mă duc și îi spun, eu îl laud, eu îl apreciez. Eu îl validez. Cum credeți că s-a făcut inima lui Timotei când l-a auzit pe Pavel apreciindu-l? Pe alu Filimon. Și-a închis inima Filimon sau și-a deschis-o? Eu mă gândesc că Filimon și-a deschis-o sperând că mai urmează. Mai urmează. Este absolut important când începem o discuție, un e-mail, un text, întotdeauna să începem cu ceva pozitiv, cu ceva lăudabil, cu ceva care validează, care mângâie, care apreciază, care ridică. Nu ne face bine când cineva începe cu noi așa, dar noi nu avem timp să ne gândim la astfel de comportamente. Astea în America sunt apă de ploaie. Nu câștigăm niciun ban dacă facem treaba asta. Ba, dimpotrivă, cineva ne scrie un text și primim... Deci eu scriu 10 propoziții și dumneata îmi faci un semn așa care ți-a o secundă. Ți se pare normal să faci așa? Oameni dragi, graba asta de a nu spune ce trebuie unui om când simțim ceva față de el, ascultați-mă, nu este sănătoasă. Nu este sănătoasă. Faptul că ai confirmat este ok, dar când cineva îți spune câteva propoziții, Este o chestie de onoare să înțelegi că omul ăla și-a luat 2 minute. Iar dumneata vrei să scapi de el. Sigur, dacă conduci, e ok. Dacă ești la lucru și n-ai timp, este ok. Dar noi conduce toată viața, omule, te mai și oprești. Și noi stai la lucru toată viața, să mai ieși și pauză. De ce n-avem timp să mângâiem, să validăm, să ridicăm, să încurajăm, să spunem și noi ceva frumos? Numai să primim ceva frumos ne-ar place. Pavel n-a avut nevoie să primească, dar a avut timp să ofere. Încă ceva, chiar dacă discuția este aspră, este critică, este important să o începem frumos, pentru că atunci când începem frumos, omul își deschide inima. Omul se simte bine și în starea asta de confort sufletesc, emoțional, el este mai pregătit să audă și lucruri care sunt greu de auzit. Am auzit de dragostea ta, de credința ta, de felul în care îi tratezi pe sfinți. Apoi Pavel intră în subiect. La versetul 8, 7 versete a cheltuit să pună o felie de pâine și la sfârșit mai pune una. Iar între este de fapt ceea ce a vrut să-i spună. Dar nu i-a dat salamul în mână, ci l-a pus între 2 bucăți de pâine. Pâinea e introducerea și încheierea, iar salamul e, fii atent că o încurci dacă te mai porți așa.
Dar nu putea să-i spună așa de la început. Pentru că Pavel era în vârstă și a văzut multe lucruri în viață, a citit multe lucruri. Și Pavel intră în subiect și uitați ce spune. De aceea, având multă îndrăzneală în Hristos să-ți poruncesc ce se cuvine, datorită-i dragostei, mai degrabă te rog, așa cum sunt eu bătrânul Pavel, iar acum pe deasupra și întemnițat. Observați cele două principii. Autoritatea, am dreptul să-ți poruncesc. Sunt apostol, sunt bătrân, am dreptul să-ți poruncesc. Sunt un creștin mai vechi, am dreptul să-ți poruncesc. Dar eu știu că dacă aleg metoda asta, nu mi-ating scopul, nu rezolv problema. De aceea renunț la dreptul pe care l-am să-ți poruncesc. E bine să ai pistol, dar nu-i bine să-l folosești. E bine să ai autoritate, dar nu-i bine să faci uz de ea. E bine să ai putere, dar nu-i bine să o folosești. Numai oamenii disperați își folosesc puterea. Dacă nu ești disperat, nu vei folosi nici pistolul, nici puterea, nici autoritatea. Vei folosi, haideți să ne uităm la Pavel. Uitați ce spune el. Datorită dragostei, mai degrabă te rog. Dar nu-i nevoie să-l rogi pe copilul ăsta. După ce că l-ai luat de la Măsamarea și de la maică sa, din Listra, și l-ai făcut proeminent printre predicatori, printre apostoli, acum mai și vorbești cu el ca cu un domn? El e bătrânul sau tu ești bătrânul? El e apostolul sau tu ești apostol? De ce nu-i dai o poruncă categorică? Dacă te porți așa, ăsta o să-și o ia în cap. Și Pavel spune, nu o să-mi folosesc autoritatea, deși am autoritate, dar refuz să folosesc autoritatea și mai degrabă te rog. Mă port politicos, vorbesc cu Filimon ca și cum el ar fi mai mare, nu eu. Haideți să mergem un pic mai departe în text și să observăm următorul lucru. Pavel se face vulnerabil în fața lui Pavel. Pavel se face vulnerabil în fața lui Filimon. Se expune. Și uitați ce spune el. Eu, bătrânul Pavel. Întreb dacă spunea eu, apostolul neamurilor, nu avea dreptate? Ba da. Dar de ce s-a prezentat cu o slăbiciune, eu, bătrânul Pavel? De ce n-a spus eu, apostolul neamurilor? Că era corect. Încă ceva, și întemnițat pentru Hristos. Observați că ia două lucruri din viața lui, care sunt două lucruri care îl umilesc și care stârnește mila lui Filimon. Mila biruiește judecata, să nu uitați, mila e singura care biruiește judecata. De aceea întotdeauna în Scriptură găsim principiul acesta, activarea milei. Dacă vreodată nu puteți să iertați pe cineva, v-a făcut un rău și nu-l puteți ierta, ziceți că l-ați iertat, dar în interior adevărul e că nu l-ați iertat. Încercați să vă activați mila. Știți cum vă puteți activa mila? Uitându-vă la vulnerabilitățile lui, la slăbiciunile lui, la defectele lui, până la nivelul la care vi se face milă de el, privindu-l prin prisma asta. Și atunci mila se activează și în momentul în care mila s-a activat, ea biruiește judecata. Și pur și simplu simți că nu mai ai nimic împotriva lui. Nu uitați, Domnul Iisus s-a uitat și i s-a făcut milă de el. Și în clipa aceea, trecutul este doar o poveste. Întotdeauna mila nu îți dă ce meriți, adică bătaie. Harul îți dă ce nu meriți, adică iertare. Mila și harul sunt două jumătăți ale rezolvării unei probleme. Datorită milei, nu-i dai bătaia pe care o merită. Datorită harului, îi dai înghețata pe care nu o merită. Milă înseamnă să nu îți dau ce meritai, iar har înseamnă să-ți dau ce nu meritai. Dumnezeu ne-a mântuit activându-și mila și harul. Noi pe cine urmăm? Cine este modelul relațiilor noastre? Când în aceeași casă
Soțul cu soția se trag de cap toată ziua, care are dreptate. Și până la bătrânețe, până când unul dintre ei pleacă în veșnicie, se trag de cap, care are dreptate. Fără milă și fără har. Și fiecare vine la pastor să-i spună că el are dreptate. Și dacă l-asculți și nu asculți și pe cealaltă jumătate, cam el are dreptate sau ea. E o pledoarie de împăcare, epistola lui Filimon. Este o manifestare a iubirii și este pedagogia unui bătrân care a învățat să știe cum să împace doi oameni. Ascultați-mă, fraților, cu dreptatea nu se împacă doi oameni. Nu, cu dreptatea nu se împacă doi oameni. Cu dreptatea pe unul îl bagi în pușcărie, asta da. Dar dacă nu vrei să-l bagi pe unul în pușcărie, atunci nu vei folosi dreptatea. Când îți ierzi copilul, calci dreptatea. Că altfel îi dai până te răcorești. Haideți să ne uităm aici. Apostolul nu folosește autoritatea și împuternicirea pe care o avea, dimpotrivă se smerește în dragoste la picioarele lui Filimon, vorbind despre sine ca despre un bătrânel și despre sine ca despre un pușcăriaș. Ascultați-mă! Pavel n-a fost pușcăriaș, a fost martir, să ne înțelegem bine. Pavel n-a ajuns în pușcărie că a furat vreo mașină sau vreo trăsură. Pavel a ajuns acolo pentru că a predicat Evanghelia, Pavel a fost un martir. Putea să spun așa, eu, apostolul neamurilor și eu martirul pentru Hristos, dar el a spus altfel. A spus, eu bătrânul Pavel și întemnițatul. Aceasta este metoda prin care putem câștiga inimile fraților și prin care putem activa mila și bunătatea ca să trecem peste ofensa ce ni s-a făcut. Dacă în biserica aceasta ar fi mai mulți oameni care trec peste ofensă, am avea mai puține conflicte, am avea mai puțină dușmănie, am face mai puține partide. Dar nu, domnule, ne ținem ca orbul de bâtă și până nu îl împușcă cineva, nu ne lăsăm. Dar noi suntem pocăiți. După care carte din Scriptură? După aia care nu s-a scris. Oameni dragi, uitați-vă cum se împacă doi oameni. Uitați-vă ce atitudine de iubire. Întotdeauna când ierți, ierți pentru că ai în suflet bunătate ca să completeze răutatea celui care te-a supărat. Întotdeauna treci peste ofensa care ți s-a făcut. Nu aștepta să uiți, că n-ai cum să uiți. Nu uiți niciodată. Mai ales ceva ce ți-a activat emoția. Pavel formează prin Hristos o legătură frățească între el, Filimon și Onisim. Un hoț care a fugit de la stăpân, un businessman care era supărat că s-a plecat și cu ceva bănuți, iar el, apostolul, face o legătură duhovnicească între ei trei. Și restaurează o relație ruptă. Te rog frumos pentru copilul meu, observați cum vorbește despre furăcios și despre fugar, copilul meu. E cineva în biserica asta care poate să spună despre un copil de stade al nostru care a plecat în lume și a făcut prostii și când vine în biserică îl înțepăm cu privirile noastre reproșatoare încât a doua oară nu mai vine? Că noi nu putem vedea biserica asta decât numai sfinți de nota 10. Știu că unii dintre dumneavoastră nu mă puteți suferi când spun lucrurile astea, dar vreau să vă spun despre Evanghelie, fraților. Pavel, Domnul Iisus spune așa, cu cât un om e mai bolnav, cu atât are mai rapid acces la medic. Dacă cineva e pe moarte, a fost implicat într-un accident și e aproape să moară și îl duci la spital și în timpul ăla doctorul îi coase ceva la un dege la picior la cineva, îl lasă pe ăla cu piciorul, că ăsta și cu piciorul așa poate să mai stea 24 de ore, dar ăsta într-o secundă moare. Ceva de genul ăsta trebuie să fie biserica. Nu trebuie să-i respingem pe oamenii care au făcut prostii, dacă ei au de gând să se pocăiască. Onisim a petrecut ceva timp cu el în pușcărie și a văzut Pavel că lui ăsta i-a părut rău, că a înțeles Evanghelia, că s-a botezat. Știți cum spune despre el? Tovarășul meu de lucru, un fost hoț. Observați cu cine s-a încrâdășit Pavel? Observați ce colaboratori a avut? De ce nu i-a fost rușine? De ce nu s-a comportat politic? Știți de ce nu s-a comportat politic? Pentru că era robul lui Iisus Hristos. El și-a folosit reputația ca să ridice oameni.
El și-a folosit reputația ca să promoveze oameni. El și-a folosit reputația ca să repare relații frânte. Nu a încercat doar să... Este extraordinară epistola asta. Dacă n-ar exista din toată Scriptura decât epistola asta, ar fi suficientă să înțelegem că atunci când ierți și invii și pe alții să ierte, când le spui oamenilor că a ține dușmănie și a nu te mai opri să explici că ăla e vinovat, nu tu, asta nu este o atitudine de om pocăit. Dacă Domnul Iisus ar fi făcut așa cu noi, nu ne mai iertam vecii vecilor și în toți vecii. Dar când i-am spus, iartă-mă, păcatul meu n-a mai existat. Însă noi nu ne mai potolim. Oameni dragi, nu ne folosește exemplul lui Hristos și exemplul bătrânului Pavel întemnițat? Ba da, slavă lui Dumnezeu că ne folosește. Mă apropii de încheiere spunând faptul că te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanțuri, pentru Onisim, care înseamnă folositor. Odinioară ți era nefolositor, dar acum este folositor. Ți-l trimit înapoi pe el inima mea. Cu alte cuvinte îi spune lui Filimon, dacă nu te vei purta frumos cu el, nu te vei purta frumos cu inima mea? Dacă îl vei răni pe el, vei răni inima mea? Vă mai aduceți aminte că am scris într-un devoțional când Neemia a plecat de la regele Xerxe, de la regele Persan și l-a întrebat, unde vrei să te duci? De ce ești trist? Dacă el spunea, mă duc la Ierusalim, Xerxe nu-l lăsa în veci să se ducă la Ierusalim, pentru că Ierusalimul era o amintire neplăcută, urâtă pentru Xerxe. De-aia a spus, mă duc la mormintele părinților mei împărate, mama și tata care m-au făcut și m-au crescut. Și regele a avut o mamă și un tată și i-a spus, dacă te duci la maică ta și la taică tău că-s morți, persanii își cinsteau foarte mult părinții dacă erau morți și dacă nu erau. Și i-a spus, du-te omule, du-te. Observați cum oricum vorbești nu înseamnă același lucru. Dacă îi spunea mă duc la Ierusalim, Xerxe ar fi spus, pleacă din fața mea. De-aia a spus, mă duc la mami și la tati care au murit. Mă duc să plâng la mormântul lor, să-mi aduc aminte de faptul că s-au sacrificat pentru mine. Și Xerxe, cât era el de dur, că era foarte dur, avea undeva și el inimă. Dacă tot vorbești, gândește-te când vorbești și spune ceva ce activează mila, ce activează bunătatea și iertarea și dragostea. Pavel îl promovează pe acest sclav furăcios, dar convertit și spune, primește-l pe el inima mea. De gândeai că vorbește despre soția lui sau despre cel mai mic dintre copiii lui, dar vorbea despre un hoț care se pocăise. Inima mea. Păi, Pavele, dar cum îți permiți tu să te identifici cu hoțomanul ăsta, să spui inima mea, copilul meu? Câtă inimă o fi avut apostolul și câtă înțelepciune să știe să moaie inima lui Filimon, care era supărat, ăla era un businessman, care era supărat pe omul ăsta pe care îl cumpărase, era ca o mașină a lui. Era o mașină umană. Însă umilința și smerenia lui Pavel sunt cuceritoare pentru că el refuză să-și folosească autoritatea. El refuză să-și folosească autoritatea. Dacă vine un polițist și te oprește și îi spui, sir, pare rău, vă rog să mă iertați. Am greșit, aveți dreptate, vă rog să mă iertați. Ăla s-ar putea să spună, ok, pleacă, sau... Chiar dacă îți dă amendă, oricum o meriți, cel puțin devine mai prietenos. Dar dacă îi spui, dar pe ăla din fața mea care mergea cu aceeași viteză, nu l-ai văzut? De ce m-ai văzut doar pe mine? Că amândoi aveam aceeași viteză. E bine, ăsta și aduce aminte că n-ai nici centură, și aduce aminte că te uitai și la telefon, na, dacă ești țepos, poftim. Întotdeauna când știi să te porți, omul devine mai bun, devine mai amabil, devine mai prietenos, bunătatea cheamă bunătate, mila cheamă milă, înțelepciunea cheamă înțelepciune. Pavel mijlocește și spune, dacă mă consider părtaș cu tine, nu spune apostolul la predica căruia tu te-ai pocăit, nu. Observați de pe ce poziție de umilință vorbește, primește-l, te rog, pe Onisim.
și inima lui Filimon. Eu sunt sigur că Filimon a plâns când a citit această scrisoare. Eu sunt sigur că a plâns mult și a zis, mă, acest mare apostol, cum nu mai e niciunul în creștinism, se pleacă așa de mult și vorbește cu atâta inferioritate despre sine și mă roagă pe mine de parcă sunt papa de la Roma și aduce așa niște argumente dulci și plăcute și omul ăsta se smerește încât îmi dă o lecție de comportament. Primesc 10 Onisim, nu unul. Ce mult înseamnă să știi să vorbești, să nu-ți ridici tonul, că un ton ridicat cheamă un ton și mai ridicat, că un cuvânt aspru cheamă un cuvânt și mai aspru, că un nerv cheamă doi nervi, că doi nervi cheamă trei nervi. Pocăința și lumea sunt două lucruri diferite, dar sunt diferite și în comportament, și în atitudine, și în toate lucrurile. Onisim l-a nedreptățit pe Filimon. Și Pavel spune, dacă te-a nedreptățit, știu că te-a nedreptățit, pune în socoteala mea, când o să mă întorc, nu s-a mai întors, o să-ți plătesc. Ăla era businessman, nu stătea în drum de 10 dolari, nici de 100. Dar Pavel închis, de unde avea Pavel bani? Îți plătesc, Filimon! Aici e cuvântul meu! Nu degeaba a scris 13-14 epistole. Nu degeaba a devenit cel mai proeminent scriitor din Noul Testament. Nu degeaba a avut parte de o convertire miraculoasă. Nu degeaba milioane de oameni s-au convertit la predicile și la scrierile lui. Nu degeaba. A fost un om care a știut să vorbească, să se poarte și să se adapteze la omul cu care vorbește și la situația în care se află. Oameni dragi, gestionați cu mai multă bunătate conflictele cu soția și cu soțul. Aplecați-vă, o să câștigați, nu o să pierdeți nimic. Un om smerit este mai respectat decât un țepos. De țepos ți-e frică că te bate, dar de omul smerit îți este rușine. Și îl respecti, ți-e frică să treci prin fața lui. Fii un astfel de soț, fii un astfel de tată, fii un astfel de ce vrei. Domnul Iisus în felul ăsta ne-a câștigat, nu cu măciuca. A fost blând și smerit cu inima. Când m-am pocăit, m-am pocăit pentru că m-am simțit un gunoi de om să moară el pentru mine. Nu m-am pocăit neapărat de frica iadului, deși asta a fost undeva în spatele minții. A trecut timpul și nu vreau să trec peste program, că e destul 2 ore și un sfert. Închei cu gândul ăsta. Pavel îi pune pe cei de lângă el, pe unii dintre ei, nu știm mare lucru despre ei, și le spune la toți așa, tovarășii mei de lucru. Ăștia-s tovarășii mei de lucru. Niște anonimi. Ce a vrut Pavel să facă? A vrut să le dea valoare. A vrut să-i ridice. A vrut să-i facă cunoscuți. El știa cum să-și ridice copiii, cum să-și promoveze copiii, cum să-i vorbească de bine. Sunt colegii mei. Atunci când te faci mare, spune că ești prieten cu ei mici, pentru că ei mici vor fi încurajați și te vor respecta pentru binele care l-ai făcut. Spune întotdeauna mulțumesc, pentru că îl îndatorez pe omul la care îi spui. Spune întotdeauna te rog frumos, dacă cineva țipă la tine, vorbește-i cu un ton foarte jos și spune-i, îmi pare rău. Pavel a folosit metodele astea și s-a smerit ca un moșuleț, deși era cel mai mare apostol al creștinismului, ca să împace pe doi. Cum putem să împăcăm doi oameni care s-au certat?